bună ziua! Am venit la Oana de Bocan. Pentru cei care nu știți, e vorba de fata care este paralizată de la vârsta de 3 luni, deoarece a făcut un vaccin și a paralizat. Până anul trecut n-a vorbit, n-a putut umbla deloc. Acum, cu ajutorul bunului Dumnezeu, un pic vorbește. Am venit până la ea și o să întorc camera să vedeți și voi cum o să reacționeze. Vreau să mă spun că un prieten de-a meu care a aflat despre ea m-a rugat frumos să viu să îi aduc câte ceva și vin din partea lui. Nu-i dau numele pentru că vrea să fie anonim. O să întorc acum camera și o să vă las să vedeți imaginele care vor urma. Nu știe că vin. Oana! Ce faci? Oana, te-am adus ceva. Te rog frumos, te pui în pat. Unde-i mami? Sărâna! Ce faci? Dacă n-am vrut să-i spun că vine. Am vrut să iau cu surprindere. Oana, un prieten m-a trimis la tine să aduc ceva. E aici. Ai tot, da? Ai niște bănuți și ai niște cadouri aici. Încet. Pune-te încet în cuvânt în pat. Încet. Eu filmez acum pentru că el nu este în țară, este în Germania, da? Nu-i dau numele pentru că nu vrea să știe cine îi. Hai să-ți dau. Răsuța cu ce ți-o trimis. Și vreau să-ți rog frumos ceva. Uite la mine. Transmite ceva din partea ta. Mulțumesc frumos. Vreau să spun că tu o să-l cunoști, dar pentru cei care se vor uita la aceste imagini, este anonim, da? Pentru că m-a rugat frumos să fie anonim. După ce termin filmarea, o să îl sun și o să vorbești cu el. Bine, că vrea să te vadă, neapărat, da? A zis că... Ești! Da? Las că o să vezi. A zis că îți trimite sănătate și cât de repede, când poate să vină, o să vină la tine să te vadă. Asta mi-a zis. Okay. No. Să nu plângi. Vreau să vă rog frumos, pentru cei care nu cunosc pe Oana, să ne spuneți câteva cuvinte despre ea. Ce s-a întâmplat cu Oana, din ce motiv, de cât timp și cum se simte Oana acum? Deci Oana e bolnavă de la 3 luni. A făcut un vaccin antipoliu și am umblat cu ea pe la doctori. La Cenzalău, în Cluj, la Desna de Arad. Am făcut tratamente și atâta s-a putut face. Am umblat până au avut 17 ani. Din 3 în 3 luni am fost la centrul de recuperări la Desna, la spital în Cluj, la neuropsihiatrie și... Din ce motiv a ajuns Oana așa? Am făcut un vaccin antipoliu și a făcut o febră. La ce? La cât timp? La 3 luni după naștere. Normal, ea a fost născută la 7 luni și n-avea voie să-i facă vaccinul până la 9 luni, fiindcă n-a avut greutatea.
la care trebuia făcut vaccinul. Și atunci am mers la spital, doctorii mi-au zis că n-are nimic, deja avea febră 40. Și după aia am mers la Cluj și acolo a fost un doctor Muschevici și la neuropsihiatria infantilă ne-a internat. Am fost la spital la recuperări la doctorița Gheorgheci și după aia de acolo ne-am dus la Desna de Arad, unde făceam din 3 în 3 luni internare de 21 de zile. Cum vă descurcați cu pensia dumneavoastră care o aveți și cu banii? Cu pensia Luana, care îi primește. Care mai luăm bani de la ceareuri ca să ne cumpărăm lemne, mai ales acum că s-a scumpit și gazul și curentul și toate, cam greu. Deci avem bani să ne ajungă de mâncare. Ea face tot timpul și acum ne pregătim să mergem la recuperări, la centru acasă, la Zalău. Să spunem oamenilor că Oana are 34 de ani și 33 de ani nu a vorbit deloc și nu a mers. Vreau să o rog frumos pe Oana, puțin așa, știu că este greu și mai ales că acum este puțin agitată că mă vede și am venit înapoi la ea, dar Oana, vreau să te rog frumos să spui câteva cuvinte. Cât poți tu, fără să te portezi prea mult? Deci mă mulțumesc că ați venit la noi și ați venit cu mare drag. Oricând. Am venit și o să mai vin tot timpul. Și la toată lumea. La toată lumea. Da, sănătate multă la toată lumea din partea mea. Mai rău e Dumnezeu. Ce-au zis? Și să rogă la bunul Dumnezeu să-i dea sănătate la ea și la toată lumea. Și ție sănătate, Oana, și o să mai vin la tine. Știi că eu vin des.